Bună ziua, dragii mei! Stați un pic să țin toricică. Bună seara! Bună seara! Dragii mei, ieri a fost portalul 4-a-4. Am stabilit cam de anul trecut că voi face cam la fiecare portal. Am pierdut luna nouă, dar suntem încă în vibrație lunii noi. Portalul 4-a-4 încă se manifestă, începând de ieri, evident, de azi noapte, de ieri dimineață, de când o fi fost. Încă suntem în această trecere. Haideți să vedem către ce mergem, ce lăsăm în urmă și către ce mergem. Aveți de ales, dragii mei, Doamne, toate sunt superbe, toate miros. Vă dați seama ce miros este aici? Și știți, mirosul este cel care ne stimulează intuiția. Numărul 1, această zambilă, e superbă și miroase, wow! E de curte, domnilor. De curte. Miroase bestial. Numărul 2. Narcisa aceasta. Ia. Ia uitați. Oh, și asta miroase de nu se poate. Numărul 3. Ați mai întâlnit numărul 3. O frezie roșie. Încă mai e roșie. O, ce superbă e. Încă. Oh, încă miroase. Vă puneți pauză și vă alegeți. Vă alegeți. Eu o să pun cărțile, florile deoparte și începe talarea. Cei care ați ales acest superb, superb, superb mov, purpuriu de fapt, purpuriu. În timp ce am amestecat cărțile, haideți să vedem, vreau să fie așa o etalare scurtă, dar la obiect. În timp ce am etalat cărțile, a apărut regele de băte. Spre ce mergeți? În primul rând, mergeți spre o energie masculină, a voastră sau a cuiva, plină de pasiune, de exuberanță, de sexualitate, de creativitate, de voie bună, de căldură, măi. Poate să aibă, dacă e un personaj, bărbat, femeie, nu contează, planete în semn de foc. Poate. Da? Adică cu siguranță are ascendent, lună, Venus, Marte, ceva, ceva. Eventual pot să fie și poziții planetare în case de foc. Adică casa 1, casa 5, casa 9. La capătul setului de cărți, steaua. Ce? Tot ce v-ați dorit, da? Destinul vostru? Pentru unii dintre voi poate să fie un succes în public. Pentru unii dintre voi, sau un personaj care are succes în public, într-o formă sau alta. Dar steaua nu înseamnă doar succes, nu înseamnă doar public, înseamnă și vindecare, înseamnă și poate să fi fost o distanță care se micșorează, da? Că vine. Dacă până acum a fost distanță, acum, în această perioadă, se micșorează distanța și se apropie această energie. Repet, dacă nu e un personaj, poate să fie energia voastră. Voi sunteți plin de încredere, plin de energie, disponibili și dispuși să acționați conform pasiunilor voastre pentru vindecarea voastră, pentru autonomia voastră, pentru a vă dezvolta o afacere creativă sau niște aspecte, laturi creative ale voastre. Doritor să acționați cu voie bună, să vă simțiți bine și să-i faceți și pe ceilalți să râdă, să zâmbească, să dansați, să, eu știu, vă distrați. Varianta bună. Și ce faceți? Lăsați în urmă, eventual, 8 de cupe. Un personaj care are, față de care ați avut emoții, eventual, poate să aibă și acel personaj emoții, dar din cauza unui contract, din cauza karmei care există între voi, din cauza unei căsătorii, din cauza unei nedreptăți, o atitudine nedreaptă cu magicianul și 7 de cupe confuză, o leacă sau mai mult sau mai puțin egoistă, dar cu siguranță conflictual mentală, personajul, situația v-a apăsat foarte, foarte mult. Iau, te rege de spade. Poate să fie un personaj, un bărbat sau energie masculină.
în aparență distantă, în aparență, dar care în profunzime are multe emoții. Știți, intuiți și voi ați avut, dar atât timp cât ori un job, ori o căsătorie, ori atitudinea aceasta glacială, arogantă, ironică, care a creat confuzii și v-a dat senzația că cineva încearcă să vă manipuleze, v-a făcut să vă săturați această karmă și să vă duceți către vindecarea voastră, să mergeți către vindecarea voastră și mergând înspre vindecarea voastră, manifestați destinul vostru într-o formă sau alta și destinul vă aduce, probabil că o să apară roata norocului sau ceva care îi reprezintă mișcare, destinul vă va aduce un alt personaj care e total opus. Și până să vină personajul, intrați voi în această energie, până una alta. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Numărul 1. Portalul 4 a 4, eventual și luna 9. Chiar așa, cu întârziere, pentru că sunt foarte apropiate, da? Ambele manifestă treceri, într-o formă sau alta. Probabil că nuanțe diferite. Iată, regina de cupe, pe care am văzut-o mai devreme. Interesant, vine un mesaj în plus. Sau, cum să fac? Trebuia să vină trei cărți. Acum că a venit așa. A venit așa. Așa las. Și încă o carte. Ah, interesant, la capătul setului de cărți, doi de cupe. Deci, mergeți înspre vindecare, vă concentrați pe cupa voastră, pe dragoste față de voi, pe păstrarea compasiunii și empatiei, chiar dacă cineva v-a dezamăgit, chiar dacă cineva a încercat să vă manipuleze. Probabil, personajul despre care vorbim mai devreme a încercat să aibă control. A fost extrem de încăpățânat. A fost și este posibil. Însă, schimbarea cu acest portal se face într-o altă direcție. Acum acest personaj vrea să ofere asul de monede, vrea să ofere stabilitate, vrea să ofere o nouă relație. Și șapte de băte. Diavolul. Șase de băte. Posibil să se lupte cu niște adicții, cu o atitudine toxică, cu niște obsesii, cu niște legături nesănătoase, să se lupte, să încerce să blocheze acea energie ca să poată să aibă victorie cu voi, pentru că văd că vine înspre voi. Acum, că vă afectează, că nu vă afectează, iar variază, însă regina de cupe este prima, da? Acest personaj vă consideră sufletul său pereche. Ups! Da. Vrea să manifeste întâlnirea cu voi. Împăratul și împărăteasa, interesant. Nu știu. E același personaj pe care l-am văzut mai devreme sau e alt personaj, poate să fie chiar regele de bâte. Why not? Care atrage atenția. Că tot am vorbit de un personaj important într-o formă sau alta. Și cine e mai important dacă nu împăratul? Veți trăi și veți vedea. Tarotul doar vă aduce informațiile în față, cât mai aproape de voi. Voi va trebui să le preluați dacă vreți și să le așezați cu grijă în fața voastră și în viața voastră. Hai să mai vedem. Justiție, interesant. Se face dreptate.
se face dreptate. O distanță între voi și probabil personajul despre care am vorbit, care am vorbit și atunci, simte. Și voi ați simțit și el, ea simte. Regele de cupe, regina de cupe, da? E o distanță între voi. Și multă pasiune a fost, dar și multă luptă și indecizie. Acum rămâne de văzut dacă se poate manifesta ceva de la zero sau nu. Interesant. Par două persoane. Par două situații. Aș vrea totuși să le clarific. Clarificăm regina de cupe. În primul și în primul rând, eu zic așa. Așa simt. Poate că tot ați ales MOV-ul. Unele, că majoritatea sunteți doamne, unele dintre voi știți despre cine vorbesc. Că sunt două personaje sau doi într-unul, știți. Pentru că am senzația că unele dintre voi practicați tarotul. Unele dintre voi practicați tarotul. Și dacă practicați tarotul și alte chestiuni, alte cum vine mesajul? Practici tradiționale. În ce sens? Foarte vechi. Practici care vindecă. Și zic tradiționale pentru că sunt gen Reiki. Reiki e tradițional, măi. Ayurveda e tradițional. Sunt foarte vechi. Am uitat noi de ele, dar asta nu înseamnă că nu sunt tradiționale în anumite zone. Practicați niște chestiuni, niște arte, științe, care aduc vindecarea. Vindecarea voastră și a altora. Studiați. Studiați. Și acest 4 a 4-a vă ajută să vă izolați un pic de energiile care au fost, pentru că anticipați energiile acestea foarte intense care vin. Anticipați. Interesant. Știți că va veni aceasta despre care am vorbit mai devreme, știți? Poate ați citit în cărți, ați auzit, sau e intuiția voastră că regina de cupe e foarte intuitivă. Știți că va veni acea stea. Dar știți că nu puteți să stați cu mâna în sân, da? Până vine steaua. Persoana publică, persoana importantă sau pur și simplu misiunea voastră. Împlinirea misiunii. Până a vă împlini misiunea, trebuie să vă vindecați, trebuie să studiați, trebuie să treceți voi prin niște lecții, prin umbrele pe care le aveți și voi și pe care le întâlniți prin ceilalți. Și, ce mai simt? Vă izolați ca să creșteți, ca să vă reinventați, ca să munciți și să faceți bani, să vă reconstruiți într-o formă sau alta. Da, știți că cineva de la drum va veni, cavalerul de cupe. Își dorește să muncească în relație cu voi, își dorește să se împace pentru că este foarte fericit în relație cu voi. Marea preoteasă. Opa, marea preoteasă și marele preot. Pentru mine sunt foarte flăcări gemene, mai flăcări gemene decât împăratul și împărăteasa. Dar și fiecare își vede de misiunea lui, chiar dacă nu vor lucra niciodată împreună, da? Știți că niște oameni foarte importanți vor veni în viața voastră. Clarificăm și justiția. Și mai știți că se va face dreptate în viața voastră cu fiecare pas și cu fiecare lecție învățată și cu fiecare umbră vindecată peste care puneți lumina plină de compasiune și de dragoste, de empatie și umbra voastră, umbra celorlalți și aici apare creșterea. Clarificăm justiția.
zero, nebunul. Voi știți, dacă e același personaj despre care am vorbit mai devreme, căsătorit, căsătorită sau într-o relație, pentru că asta înseamnă pentru mine justiția, probabil acel personaj vrea să renunțe la relație, la contract și să o ia de la zero. Posibil înspre voi, da? Regina de cupe. Bărba, femeie, nu contează pentru că aici sunteți voi prima voastră energie. Și voi concentrându-vă pe creșterea voastră spirituală, emoțională, vindecarea voastră, da? Și reinventarea, să zic, colaborările benefice, manifestați și voi, energia voastră masculină, stabilitate, autonomie, putere. Eventual, lucrând și investind în voi, ar putea să vină și un dar de banda 3 și cu 1, 4, 3 și cu 1, 4, da? Care vă asigură stabilitate. Dar știți că pentru asta, iar umbra, da? Trezi sau, eu zic că toți sunteți treji cei care ați ales aici, într-o formă sau alta, unii mai mult, alții mai puțin, toți trecem prin perioada asta, periodic. Și Iisus în pustie a fost tentat, da? Ispitit. Pentru că astea sunt testele de rezistență. Și mai blocați un diavol, mai blocați o adicție. Și mergeți victorioși înspre eliberarea de karmă. Opa, s-a oprit la regele de spade pe care l-am văzut mai devreme. Regele de spade care are multe, multe griji. Pentru că Marea Preoteasă știe. Știe că există atracție, știe că există sentimente. Știe multe, dar acest personaj nu a exprimat. Și pentru că n-a exprimat, trebuie să suporte karma. Karma. Hai să vedem, mai dăm o carte pentru acest zero. Justiția și zero. Clarificăm justiția și zero. Dar putea să fie două personaje diferite. Iar apare cavalerul de bâte. Mai dăm o carte. Acest personaj vrea să vă cucerească. Vrea să-și... să-și facă curaj. Vrea să investească în voi. Cu răbdare. Are pasiune. Vrea să muncească. Dacă relația dintre voi s-a terminat din cauza incapacității de a alege, din cauza dezechilibrelor și a lacrimilor, teoretic, cărțile arată că după această încheiere apare o transformare în viața acestui personaj. Dorința de a munci ca să aveți un spor împreună. Dar, problema lor, voi totuși hotărâți. Interesant că apar trei persoane aici de la voi. Voi și încă două persoane care se uită la voi, da? Una și două. Ne dăm o carte pe 7 de monede. Că toți sunt așa multe, nu mă așteptam. Am zis că vorbesc mai puțin, dar uite că povestea cere clarificată. Ce? Wow. Foarte ciudat. Eu cred că sunt două persoane. Au venit mai multe cărți. 7 de monede a fost clarificat de aceste cărți.
10 de cupe. 5 de spade, cavalerul de monede, 7 de spade, multe, multe spade, marcaj puternic aici pe aer și aici probabil marcaj puternic pe foc. Și 4 de spade. Știe că trebuie să fie foarte precaut, deși se simte foarte atras de voi, acest personaj, vreau să ia de la zero, da. Încearcă să-și tempereze atracția, impulsivitatea, să zic, dorința de a veni spre voi într-un mod poate prea aventuros pentru ceea ce aveți voi nevoie, pentru ceea ce sunteți. Acest personaj este extrem de fericit în preajma voastră, vă vede ca pe un ideal, dar are tendința, că văd multe, 5 și 7 de spade, tendința de a fi extrem de încet în felul în care acționează, un soi de pasiv-agresiv și între timp, de unde această tendință nu e treaba mea și nici a voastră, din educație, din mediul în care trăiește, nu e problema. Nu stau să despic acum această tendință. Are tendința de a ironiza dragostea. De a ascunde, de fapt, dorința, 7 și cu 1, 8, de a munci în relație, în această relație cu voi. Își dorește? Da, își dorește. De a analiza poate prea mult, dar ar fi interesant, ar fi minunat dacă 4 de spade le aduce totuși înțelegere a faptului că s-au cam jucat cu cuvintele, tăcerile, cu mintea. Au încercat, am văzut magicianul, au încercat să se joace. Iar voi? Poate sunteți chiar voi, pentru că asta e pentru mine cartea Eremitului, varianta mică. Poate sunteți chiar voi care vă vindecați. Știe, conștient, am zis, 7 de monede. Că dacă vrea să o ia de la zero, să vă recucerească, trebuie să-și tempereze această pasiune și să vină politically correct. 7 și cu 8 să muncească. Are o strategie, clar că are o strategie. Strategia sa este de a vă cuceri cu orice preț. 5 de spade și acest ego. Da. Vreau să am acest ideal, vreau să am această fericire. Acum nu depinde doar de ei, depinde și de voi. Voi acum vă izolați și vă gândiți. Am senzația că îi cunoașteți pe cele două persoane, le cunoașteți suficient de bine. Opa, mai apărut ceva. A, și 5 de bâne, bătei și foarte gelos. Da, trebuie să se lupte, e și foarte gelos. Interesant că iar apare regina de cupe. Și 6 de bâne, toți sunteți voi, da? Dar acest personaj încă e căsătorit. Căsătorită, încă. Pe cine abandonează? În primul și în primul rând se abandonat Marea Preoteasă. Dar și abandonează până la urmă creșterea spirituală. În fine, astea sunt comentariile mele, scuzați-mă. Hai să mai vedem numărul 1, că am zis că fac scoda, da, măcar jumătate oră. Uleu, ce a sărit! Tiger, yes! Anul tigrului, sunteți ca mine în anul tigrului? Poate. Doamne ajută. Putere, dorință. 34. Frumos. Interesant. 3. Opa! Wow! 3 împărăteasa, 4 împăratul. Wow! Și 7? Faetonul. Faetonul care merge către stea, către destinul vostru. Vai, aveți puterea. Sunteți, mai, aveți o putere extraordinară. Sunteți ghidați de divinitate, am zis. Chiar dacă treceți prin întuneric. Și interesant, aici e un portal, da? Că tot vorbeam de un portal. Aveți o putere excepțională, nu uitați de asta. Probabil că din acest motiv atrageți situații complicate. Nu înseamnă că dacă voi creșteți spiritual și sunteți puternici, o să fie totul bine și roz. Până la urmă, n-are cum. Nu putem să fim puternici
fără să experimentăm încercări grele. Nu e ilogic. N-ai cum să faci mușchi dacă nu te duci la sport. Eu vorbeam care nu fac sport. Vreau să merg la Pilates, apropo. Da. Vreau să merg la Pilates. Anul ăsta zic eu că mă simt o leacă mai bine față de anul trecut. Și acum 2 ani. Deci, e chestiune de... Aha. Și nu doar că aveți voi putere, dar și ceilalți. E un joc al... E joc? Da, e joc. Până la urmă, al puterilor. Interesant. Casa. 2 și cu 7. 27. Să vă spună ceva? Casa. Mergeți înspre casă. Asta este clar. Înspre casă. Acest portal, cu fiecare pas pe care îl faceți și fiecare experiență prin care treceți, vă aduce mai aproape de casă, o anumită casă. Unde veți simți multă bucurie. 33 e numărul de la mașina mea. Poate este 33 înseamnă 6, numărul îndrăgostiților, da? Vă aduce multă bucurie și dragoste această casă. Dar trebuie să vă recăpătați. Take my power. Cum era? Take back my power? Sau cum era melodia aia? Of, Ciara, sau cum eu zice, că nu prea știu. Trebuie să vă luați puterea înapoi. Pentru că oamenii ăștia, încăpățânați, geloși, care mai de care, mai gelos, mai așa, nu zic că n-au și calități. Nu, cum să nu? Au și calități. Dar pentru că sunteți puternici, atrageți oameni puternici. Însă, aici, acest personaj, diferența între el și ceilalți, este că este prea ascuns cu 5 și cu 7 de spade. Prea ascuns. Teoretic a trebuit să se transforme, dar nu pare deocamdată că se transformă. Transformările nu vin chiar așa de brusc. Vin în timp. Ia uite. Sfatul este... Verificați un pic. Verificați, analizați realitatea. Ce se întâmplă? Unde sunteți voi? Unde sunt celelalte două persoane? Ambele persoane vor să vă susțină într-o formă sau alta. Mersi de mesaj. Dar care vă susține mai bine? Sau, poate ar fi bine, că văd aici un as de monede, și aici cineva vrea să vă ofere. Dar, trecând peste chestiile astea, poate ar fi bine unii dintre voi că tot apare Capricornul să învățați, să conștientizați că aveți putere și că vă puteți descurca pe cont propriu. Și ce mai vine pe lângă e partea a doua. Fiți reali, fiți autentici. Și cred că sunteți în principiu. Și cred că sunteți. Dacă comportamentul celor două persoane v-au afectat oarecum stările emoționale, interesant, da? Lucrați un pic cu ele. Fiți plini de compasiune, primul rând, față de voi. Și dacă vă analizați, analizați-vă cu compasiune, cu înțelegere. Toți avem umbre. Chiar și cei care creștem și vrem să creștem, da? Dar e frumos ce apare. A ieșit interesant pe la urmă. A ieșit interesant. Hai să vedem. Încep să strâng. Dar ce ar mai fi să mai spun? Da. Două persoane diferite vor să lupte pentru voi, da? 5 este luptă, 5 de spade, 5 de pute și strategie acolo. Bine ar fi acest personaj, repet, să-și dea seama de defecte și să le corecteze, pentru că se pare că totuși acest personaj încearcă să blocheze o energie toxică sau niște adicții sau un fost, o fostă care intervine între voi, pentru că văd că vrea să vină înspre voi. Deci două personaje vă doresc într-o formă sau alta. Nu uitați că voi aveți puterea de decizie, voi aveți energia, voi știți în ce direcție mergeți și aveți și chitaj divin. Doar trebuie să-l ascultați. Țân, țân, țân. Ochi-dochi, da? Hai să vedem. Următorul număr.
Vai, dar ce frumos miros! Oh, Doamne! Superbe sunt florile astea de primăvară! Superbă e primăvară! E primăvară, dragii mei! Ok, doi. Cei care ați ales narcisa albă, mie vine să aleg toate florile. Cei care ați ales narcisa albă, care și-a miroase superb. Eu vă spun, vă mărturisesc că eu primăvară mă îndrăgostesc. Dar de ce, Ela, te îndrăgostești doar primăvară? Mă îndrăgostesc de natură. Bine, natura oricum îmi place, dar cum să nu-ți placă când sunt atâtea mai mult decât de obicei, nu? Nu vi s-a întâmplat și în relație să vă reîndrăgostiți de partenerii voștri? Nu? Să vi se pare că sunt altfel. Așa, ce? Ce care ați ales această floare albă? Am ales setul de cărți mai alb, da? Mai Art Nouveau. În timp ce am amestecat, a vrut pe mă special să apară Regina de Cupe. Spre ce mergeți sau ce manifestați? Ia uite, mergeți, faietonul, și ce mai pare? Chiar mergeți, poate chiar cu avionul, nu doar cu mașina. 8 de spade sau cineva vine spre voi, una sau alta. Spre Regina de Cupe. În primul rând, spre o dragoste, uite, dragoste pură. Dragoste adevărată. Expresivă, Regina de Cupe, expresivă spre deosebire de Regele de Cupe. Plină de compasiune și unul și celălalt, dar Regina de Cupe e mai mămoasă, așa este tandră, e dulce, e caldă. E feminină, e creativă. E o latura voastră. Poate că aveți marcaj în zodia racului, poate. Sau personajul către care mergeți are marcaj, ascendent, lună, ce-ar putea să aibă, da? Mergeți. Către această latură a voastră în care vă doriți să exprimați dragoste, să protejați, să țineți în brațe, să mângâiați așa, în cap, să pupați. Dar la modul tandru, nu sexual. Ideea este că lăsați în urmă, ce? 10 de spade. O nebunie. Un nebun. O situație riscantă care v-a adus multă dezamăgire. Multă dezamăgire. 10 de spade. Poate ați încercat într-o nouă direcție și n-a mers. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Pentru numărul 2. Și asta? 2 de monede? O să clarific. Și 9 de monede. Interesant. Și aici ceva s-a răsucit? Ceva s-a răsucit. Interesant. Steaua și cavalerul de bâte. Și 8 de monede. Dat. Și asul de spate. Măi, ce de ași. Aici se întâmplă ceva. Da, știți că trebuie să alegeți. Dar, uite, Regina de Cupe, aveți multă pasiune și dragoste față de cineva. Vreți să manifestați ceva? Asul de spade. Astea sunt aici, undeva s-a deschis la mijloc. Probabil că vă place independența, probabil că persoana aceasta este independentă, că totuși e o energie feminină a voastră sau altei persoane, da? Da, vrei să vă împăcați, măi. Vrei să vă împăcați judecata. Sau cineva vrea să se împace cu voi. Ideea este că împăcare sau neîmpăcare, renașteți. Renașteți. Și această renaștere va aduce un soi de abundență. Ce am spus? Că se mai întâmplă? Ceva, ceva. E undeva așa strecurat printre cărți această poveste. Da. Se dorește? Ia uite. O victorie. Se dorește această dragoste, această pasiune, acest adevăr, da? Că puteți lucra împreună, că puteți crea ceva special. Unul poate este mai public, mai strălucitor, să zic, decât celălalt, dintr-un punct de vedere. Mesaje în plus. 2 de monede.
ce mai manifestați? Unii dintre voi dansați, poate? Sau este cineva cu aceste calități care trebuie să, sau care își dorește să fac o alegere între voi și poate să fie job, poate să fie familie, poate să fie prieten, nu neapărat o altă relație. Greu vin. Interesant, Eremitul și Cavalerul de Cupe. Nu știți ce să alegeți eventual încă, dar trebuie să alegeți. Știți că trebuie să alegeți, o să clarific. Încă analizați, Eremitul. Cum să mergeți, să faceți o ofertă, să exprimați, dar eventual față de Regina de Cupe, după Cavalerul de Cupe urmează Regina. Posibil o diferență de vârstă între voi și cineva. Ori e mai tineri, ori voi mai tineri. Și vreți să exprimați emoții, sentimente, apreciere, dorința de împăcare și nu știți cum să o faceți. Vă luați prea mult timp, v-ați luat deja probabil prea mult timp ca să, cum, ce să fac, cum să mă duc cu tare, cu tare, cum să mă îmbrac, așa sau așa, ce să duc, ce cadou, ce să exprim. Chestii de genul ăsta, Regele de Spade, Artistul, interesant, 7 de cupe. Și puterea, vă luptați cu voi, aveți multe opțiuni, dar vă luptați. Pentru că între toate opțiunile există un personaj care iese în evidență prin creativitate, printr-o capacitate de a manifesta altfel decât restul. Se însemne ceva. Dar în continuare, acest Rege de Spade care apare aici este acest Mercur care stă și analizează. Probabil că aveți unii dintre voi sau ei sau voi aveți planete în Fecioară. Interesant cum au venit cărțile. Iar 2. 2 și 2. Eu zic să terminați așa, nu știu, eu așa am fost ghidată să așez cărțile. Să încheiați acest ciclu de nehotărâre, da? Iar analiză, ascultarea intuiției, formă, altă analiză, apoi iar nehotărâre. Încheiați acest ciclu. Eu zic că încheiați acest ciclu. Poate să fie distanță între voi și cineva, eventual acea regină de cupe care apare. Dar, dacă e vorba de o regină și voi sunteți cavaleri, eu zic, totuși, zic și eu, dar ia uite, spânzurată. Să abordați lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să aveți încredere. Să aveți încredere. Hai să și clarific. Posibil a fost tăcere între voi și acest personaj care apare și din cauza distanței. Da? Probabil că o distanță foarte mare. Țări, continente. O să fie și în această țară, dar să fie distanță mare. Ia, clarificăm 2 de monede, totuși. 2 de monede. În primul și în primul rând, eu așa zic. Eu așa văd. Să încheiați acest capitol în care stați și analizați și analizați. Da? Acționați, cavalerii sunt, reprezintă energie active, da? Nu pasive. Acționați, duceți-vă și exprimați ce simțiți.
Interesant, judecata, în timp ce vorbesc apare judecata, dorința de a renaște, de a se împăca, de a clarificăm de demonete, hai. Trei de cupe. Extraordinar, da. Domnilor sau doamnelor, hotărâți-vă odată și mergeți și bucurați-vă de acest suflet perechi, de această dragoste. Ia uitați. Ce este ascuns? Șapte de spade ascunde. Ascunde undeva sub pelerina sa o inimă, sub o față poate prea șmecheră, în spatele unor cuvinte drăguțe sau mai puțin drăguțe, ascunde o inimă mare. Regele de cupe. Și am văzut mai devreme regina de cupe, da? Încă n-a fost exprimată această dragoste cuiva. Ia uite dacă câtă dragoste a s-o decupe. Și faetonul. Iar, distanță, o chestiune de distanță. Am înțeles, dar acum există totuși internetul, există telefoane, sunt atâtea chestii, nu știți telefonul, haideți mai. Dacă știți persoana și cineva vrea să dea de o persoană, chiar reușește. Află cum o cheamă, unde stă, numărul de telefon, cine vrea să afle, află. Aici este. Vă doriți de mult timp sau ei, da? Interesant. Ce e aici? Ce e justiția? Probabil că un contract, o karmă. Poate unui căsătorit, unui liber, dar trec peste chestia asta. Dar un contract, o karmă, trebuie înțeleasă, trebuie analizată. Am înțeles, ok. Dar asta se poate face în paralel, exprimarea iubirii, a sentimentelor, rasul de cupe. Ce mai văd asul de cupe? Vă tot gândiți. Ați vrea să fiți corecți cu acest personaj, această doamnă, am văzut totuși că e o regină, da? Preîmpărăteasă, regină ce-o fi. Ați vrea să fiți corecți. Și de asta să vă gândiți cum să ofer dragostea asta, cum să ofer, cum să merg, cum să exprim. Și am zis, regele de cupe nu prea exprimă. Chiar dacă simte. Văd aici un peștișor. Mai. Dacă nici albul nu exprimă dragostea adevărată, ce mai exprimă? Clarificăm. Ce să-mi clarific? Uite, 8 de spade. Stați prea mult pe gânduri, v-ați blocat mental, nu mai clarificăm. Acționează. Ia, 3 de cupe. Hai, mai dăm o carte pentru 3 de cupe. 3 de cupe. Acțiune sau așteptare? Acțiune sau așteptare? Stai acolo. Acțiune sau așteptare? Trei de cupe, te rog frumos. Uf! Interesant. Interesant că au venit cărțile invers. Trei de monede invers merge spre doi de monede. Cavalerul de spade, care este foarte impulsiv, acum ar spune și ar declara ce simte, am senzația că se abține. Pentru că nu știe exact cum să abordeze situația. Da, nu știe încă ce să... Vrea să fie corect. Probabil că n-a fost corect la un moment dat. Nu întâmplător apare justiția. Dar de asta dată vrea să fie corect. Trebuie să aleagă o cale coerentă.
De exprimare, de manifestare. Da, exact asta este. Ce fac? Mă duc, mă întâlnesc, că exprim câtă bucurie simt, că vreau să ne întâlnim, să ne simțim bine, să ieșim la o plimbare, la, eu știu, un restaurant. Sau tac din gură și pierd creșterea, pierd colaborarea, pierd, da? Comunicarea aceasta constructivă. Cu alte cuvinte, nu construiesc, pentru că stau pe gânduri. Sau bine, ei, voi, eu știu. Clarificăm eremitul. Doi valeți. Eu zic că până la urmă totuși. Valetul de spade și de cupe. Trebuie să spuneți adevărul și nu doar adevărul, dar trebuie să exprimați și ceea ce simțiți. Adică, într-un mod plăcut. Aici este. Posibil că adevărul implică și niște scuze. După o perioadă de lungi tăceri, de mari indecizii, 2 și 2. Da? Interesant, temperanța. 6 de bâte. Acum ați merge, dacă se poate, cu faetonul și cu 6 de bâte. Acum ați merge? Sau ei, eventual, voi știți. Poate un personaj care trebuie să vină sau voi trebuie să acționați. Acum ați merge? Sau acum ar veni? Însă încearcă să se tempereze. Am zis, cineva încearcă să se tempereze. Pentru că s-a manifestat o suferință, o dezamăgire în această relație. 4 de bâte. În această relație foarte frumoasă, prietenie, dragoste, ce-o fi, suflete perechi, cu regele și regina de cupe, da? Cavalerul de cupe, te rog frumos, clarificăm. Hai, eu așa văd aici. Poate să fie un mesaj online, pe telefon, da? Un mesaj text. Dar, care se exprime niște scuze sau într-un mod artistic, sensibil, poate să fie printr-o melodie, printr-o poezie, ceva să le includă pe amândouă. Ia, în timp ce vorbesc, puterea, da. Lupta aceasta interioară. Cavalerul de cupe, te rog frumos, clarificăm. Acest portal. Domne, hai! Să treceți odată de acest 2-2. Cavalerul de cupe, te rog frumos. Asta e. Păi să riscați. Știu că a mai fost un risc. Poate chiar în legătură cu acest personaj. De-aia vă temperați impulsivitatea. Ați mai riscat odată, probabil. Sau ei au mai riscat față de voi. Și dați în urmă, s-a produs 10 de spade. Știu. Dar acum ați învățat. Între timp, ați înțeles. Între timp ați înțeles că acest personaj vă oferă stabilitate, are o anumită valoare, nu doar emoțională, ci și profesională. Își cunoaște valoarea. Le vedeți și voi valoarea. E o conștientizare a unui potențial creativ și practic. Pentru unii posibil, după această dezamăgire pe care a trăit-o, iau, revin cărțile, noua perspectivă este, să zic sau să nu zic. Acest personaj, dacă e bărbat, dorește să aibă o relație stabilă cu voi. Ia uite.
Asta e transformarea. A fost impulsiv, poate v-a pus într-un triunghi amoros sau au fost alte chestiuni prioritare. A apărut tăcerea, indecizia, la la la, am tot zis, da? Acum, acest risc, dacă se face, am spus, în adevăr, într-un fel delicat, sincer, romantic chiar, ar putea să transforme întreaga poveste. Dar iată, două suflete perechi, ei, voi, se gândesc tot timpul la chestiunea asta, la legătura asta profundă între voi. Se gândesc. Nu pot să iasă din aceste gânduri. Doi de spade, te rog frumos. Doi de spade. A fost un blocaj. Clar, sunt multe cărți care confirmă blocaj în comunicare. Și din cauza distanței, dar și din cauza indecizilor și poate altor colaborări, prieteni, eu știu, bani și alte chestiuni. Dar doi de spade, pe scurt. Și ar trebui totuși să blocați în mod special. Doi de spade. Wow. A fost clarificat de... Doi de spade a fost clarificat de regina de bâte și roata norocului. Asta simt. Dragii mei, eu aici transmiteți salutări. Sandra, eu aici o văd pe Sandra Tarot. Așa o văd. Transmiteți salutări. Ce simt? Pentru unii dintre voi trebuie să blocați o persoană foarte geloasă care a intervenit eventual între voi și sufletul vostru pereche, femeia voastră divină, către care v-ați duce oricând, cavalerul de bâte, am zis, pentru că țineți foarte mult, vă oferă stabilitate. Chiar dacă e distanță. Așa simt. Eventual, dacă unul dintre voi este de fel mai cuceritor, ar trebui să-și schimbe un pic abordarea. În ce sens? Haideți să vedem. Lumea, clarificăm lumea. Clarificăm lumea. Mi se pare un pic mai complicat. Nu știu, sau poate mi se pare mie decât la numărul 1. Pentru că, nu știu cum va fi, scuzați-mă, am niște culori sub masă. Nu știu cum va fi numărul 3, dar de ce e complicat? Pentru că sunt acești doi, pentru că această nehotărâre, indecizie, analiză, amânare. Clarificăm lumea, te rog frumos. Da? Lumea, un capitol care se încheie ca să se deschidă un nou capitol, da? Zero. Ia uite. Wow. Lumea. Nu, capitol 4 de cupe și îndrăgostiții. Aici este. Ați pierdut ocazia cu flacăra voastră geamănă, cu sufletul vostru pereche. Ați pierdut-o. Din ce motive?
Impulsivitate, alte prietenii, 3 de cupe, 3 de cupe, alte atracții. Însă, ia mai dăm o carte pe 4 de cupe. Regele de... Wow. Cineva ascunde faptul că lucrează în public, 7 de spade și steaua. Faptul că lucrează în public, poate într-o lume a spectacolului, pentru bine, regele de bâte, asta înseamnă și asul de bâte la fel. Clarificăm și îndrăgostiți. Clarificăm și îndrăgostiți. E o alegere importantă în dragoste, da? Îndrăgostiți. Clarificăm îndrăgostiți. Ați început cu regina de cupe, a apărut regele de cupe și acum am văzut la un moment dat, da? Și 2 de cupe și acum apar îndrăgostiți. Multă dragoste aici în această, multe emoții. Îndrăgostiți. În această dragoste, da. Au fost multe blocaje, 9 de bute. Da, multe blocaje, multe care țin de distanță, de ce s-a întâmplat în lume în 2020-2021, cu siguranță. Dar dacă această... Dar dacă oferiți stabilitate, regele de bute, și exprimați emoțiile, dar oferiți și stabilitate, am văzut regina de monede, acum apare regele de monede, am văzut regina de bâte, am văzut și regele de bâte. Mă mir că n-a apărut împăratul și împărăteasa. Vă completați din foarte multe puncte de vedere cu acest personaj. Dar aici este provocarea să vedeți, să aveți credință, da, cu spânzuratul. Trebuie să aveți credință că blocajele vor fi trecute, vor fi dărâmate. Și primul blocaj, mulțumesc mult de inspirație, primul blocaj este în voi. Sau personajul despre care vorbesc se blochează singur în acest, sau singură în aceste indecizii sau hiperanalize. Marele blocaj este lipsa credinței. Cineva trebuie să învețe să creadă în Dumnezeu, să vadă lucrurile din alte perspective, nu doar acestea umane, da? Ia. Păi de bute și diavolul. Mai dăm o carte totuși de final. Iau-te judecata. Artistul. 10 de monede. Bani, dragii mei. Bani din artă. Sau înțelegeți. Veți înțelege. Am zis, acest portal vă va aduce în acest punct în care vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, renașteți eventual din punct de vedere spiritual într-o nouă formă de credință în care învățați să manifestați abundență. Repet, prin credință, nu prin muncă. Judecat artistul 10 de monede. Am zis că cineva ascunde, am văzut, da? Cineva ascunde că lucrează în public, că face bani eventual. Posibil prin artă. Dar, trecând peste asta, acest nou portal
Vă aduce o împăcare. Voi știți despre cine vorbesc. Ia, arată-mi și roata norocului. Asul de spade, asta e. Victorie. Da. Nu mai, de, da, se renunță la aceste măști, se dau jos măștile și se exprimă adevăr, pentru că fără exprimarea adevărului, nu, nu poți să manifesti nimic. Ia, ce după roata norocului? Clarificăm roata norocului, te rog frumos. Temperanța, vindecare. Iar tot împăcare. Două cărți care, cel puțin două cărți care exprimă împăcare. Și împărăteasa, manifestarea. Femeia voastră divină. Că tot am început cu regina de cupe. Manifestați femeia voastră divină, da? Doi de cupe lângă patru de bâte. Sufletul vostru pereche, flacăra voastră geamănă și una și alta. Da? Dar pentru asta aveți de vindecat această indecizie. Trebuie să dea jos măștile, trebuie să vă echilibrați, respirați adânc, curățați-vă energetic de niște griji, stresul ăla la 8 de spade pe care l-am văzut și abordați cu încredere situația. Această poveste se referă și la voi și la alt personaj. Da? Ca să fie clar. Ca să fie clar. Vă reprezintă și pe voi, în plan personal, luați mesajele cum se cuvine. Da. Se va manifesta abundență, măi. Spor. Pe toate planurile. Ia, încă un mesaj în plus pentru numărul 2. Oaica. 2 și cu 1, 3, împărăteasa. Ia uite, 12 și 21. Mă, dar ce oglindire. 12 era spânzuratul, da? Spânzuratul care tot așa are numărul 3. Aici este noua perspectivă asupra relațiilor, relații karmice, relații divine, abundența care vine prin muncă sau prin încredere. Trebuie să separați niște energii. Și se vor separa. Interesant. Reciprocitate. Se va oferi reciprocitate. Am văzut îndrăgostiții, reapare numărul 6. Da? 3 și cu 3, 6. Aici este. În această împărăteasă care oferă și regina de cupe care oferă înțelegere. Ia uite, amabilitate. Frumoase mesaje. Că sunteți voi, că e cealaltă persoană care trebuie să înțeleagă, să aibă credință și să vină politicării corect. Mai bine și eu. Alt mesaj. Unul dintre voi este spiritual clar. Eu așa văd. Unul de, o fi ca mine. În ce sens? Scuzați-mă, nu e bun. Vreau să zic altceva. Am început să citesc chestii care țin de șamanismul antic egiptean. Foarte interesant. Probabil că, și v-am mai spus-o de-a lungul timpului, și în artă am fost atrasă și am făcut lucrări inspirate din arta egipteană, dar am făcut așa o pauză, că e o energie foarte intensă, energia Egiptului. Probabil că aveți acolo o legătură în zona Egiptului și nu acum. E mai veche, e ancestrală. E singurătatea aceasta interesantă. Analiza asta. Care vă ajută să vă transformați într-adevăr sau îi ajută pe ei să se transforme. Dar cât? Cât? Ia uite, pentru că este durere în această însingurare, nu e doar solitudine. 4 și cu 5, 9, da? Eremitul. Interesant. Aici este transformarea. Cine se simte singur trebuie să învețe să se iubească
și să găsească plăcere în această însingurare, în această solitudine. Dar interesant e că acolo apare un turn care poate oricând fi dărâmat. Dărâmat cum, în ce? În relații de dragoste. Eu așa văd. E o lumină. Va veni lumină. Va veni o nouă perspectivă. Va veni credință. Se va transforma situația în curând. Interesant, tot amestec și tot aici ajung. Da? Îmbrățișare tristă. Cineva se simte singur. Mai dă un mesaj. Trebuie să faci să semne ceva pentru cineva. Dar... A, interesant. Fantastic. Mersi mult, da? Împărăteasa o văzuserăm aici și pe Sandra Tarot, salutări. Dar avem 12, 13, numărul 3, împărăteasa, numărul 4, împăratul. Un personaj mai încăpățânat așa, mai... Deci până la urmă sunteți într-o formă sau alta, pereche divină, da? Și creșterea spirituală a ambilor, dar în mod special a uneia dintre voi, îl atrage și pe celălalt. Da? Prin amabilitate. Cel care mai evoluat spiritual îl atrage și pe celălalt într-o nouă, în acest portal, într-o nouă dimensiune. Da? Eventual pe împărat, să se redescopere. Spre multe cărți, spre multe. Nu vreau o carte, dar s-a făcut conexiunea, totuși. Nu mai vrea să vină. Ok. Hai, un sfat. Un sfat. Pentru numărul 2. Un sfat. Pentru numărul 2. Go deeper. Asta face eremitul, se duce adânc. Și ce înseamnă assess? Adică să faci ceva cu situația asta, să o rezolvi. Acum, la ora asta, take a breather. Da? Respirați adânc, am zis mai devreme, respirați adânc, vindecați-vă, calmați-vă. Ceva legat de zodia racului, bucurați-vă. Assess. Acum îmi scapă. Mai ajutați-mă și voi când vedeți că mai am așa lipsusuri. Lapsus. Glumesc. Adică nu glumesc. Chiar ajutați-mă că nu, sunt și eu om. Și le-am și eu ca cele mele problemuțe. Oboseli. Și să știți că aceste canalizări nu sunt chiar atât de ușoare. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Da? Ziceți că v-a plăcut. Dați acolo like-uri, comentați frumos. Sper. Eu mă bucur când vă place. Că asta e ideea. Să vă placă și nu doar să vă placă. Ideea este să primiți mesajele pe care trebuie. Ah, ce frumos. Ah, ce frumos mirase. Mesajele pe care trebuie să le primiți. Ok. Freziuța asta superbă. Ah, nebunie, ce miroase! Hai să vedem, cei care ați ales acest număr, numărul 3, multă pasiune, bănuiesc. Ce manifestați? În timp ce am amestecat, a apărut 9 de monede. Ori manifestați o persoană independentă în viața voastră, care se simte bine, ca și mine. Se simte bine cu ea însăși. Dar 9 de monede inspiră la independență, tocmai pentru că se simte bine. Și nu că ar fi singură, dar adică nu că stă și se uită pe pereți. Nu, poate că mai se uită pe pereți așa ca mine, poate se mai scoală și târziu pentru că are bănuți, are reușite, are de ce să se bucure și face programul singură. Da. Își cunoaște valoarea și crește, comunică. Asta e uliu, tot temul meu. Comunică cu spiritele interesante. Poate, dacă e o persoană independentă, vă inspiră, cum am zis mai devreme, să fiți și voi independenți. Să vă câștigați independența într-o formă sau alta. Interesant, aici văd un as de cupe și un as de monede.
O dragoste care ar putea să fie și pe termen lung o relație cu spor interesant. Ups! La capătul setului de cărți, moartea și renașterea. Dar e moartea stresului. Wow! Minciunilor! Wow! Ce frumos! O fi fost trei de monede, or fi fost trei persoane la un moment dat. Dar acum se dorește o nouă relație. Poate că cineva în această poveste are un soț, o soție și niște copii. Ok. Problema e chiar o problemă a lor. Da? Au niște legături, da? Sunt niște ați, niște legături karmice. Dar se vrea ceva nou. Da? E ca și când ai scoate din pământ un potențial și îl sădești în altă parte. Pentru că simți că acolo ce ai făcut, acolo potențialul tău nu crește suficient. Acolo te-ai păcălit. Acolo ai dureri de cap. Și trebuie rezolvate, tratate aceste dureri de cap, acest stres, jocuri mentale, autosabotaj. Da. Sunt conflicte. Sunt conflicte pentru că, iar, cineva a apărut în viața voastră, eventual, un personaj, poate să fie la distanță, care atrage atenția. Și voi? Poate că unii dintre voi vedeți că poate să fie și invers, da? Da? Care atrage atenția, așa se debute și nouă de monede, și care este mai simple mind. Dar aici este o chestiune de rezolvat, de transformat. Este foarte intensă situația, pentru că moartea și renașterea nu e ușoară și e un proces de lungă durată. Băi, cât de cât, lungă, nu e nici de o zi, nici de o săptămână. Din punctul meu de vedere, durează o viață întreagă, în momentul în care te-ai pus pe transformare, continui. Apare în mod special 6 de cupe. Lăsați în urmă eventual niște responsabilități, că e job, că e familie, că e o distanță pentru a face bani, pentru a vă întâlnea. Într-o parte vă duceți la familie, într-o parte la job, da, și vă obosește. Apare dragoste. Ia uite, dragoste și persoana independentă. Și, opa, și împăratul, personajul căsătorit. Împăratul. Și cavalerul de spade. Împăratul ar vrea să o ia de la zero. Împăratul ar vrea să se bucure de romanță. Da? Cavalerul de cupe. Poate și vrea să-și ia un cal, poate vrea să-și ia o motocicletă, dar nu doar atât. Poate că a încercat și nu a fost suficient. Vrea ceva interesant. Vrea ceva nou, ceva special. Este ametist. Cred că undeva în subconștientul său, acest împărat, e o energie masculină, da? Acest împărat vrea să descopere, pe lângă dragoste, dragoste adevărată, e o căutare în subconștient, în fine, 6 de cupe, ok, ce mai vine? Acest portal ce aduce? Măi, adoptați un cățeluș, vă rog frumos, adoptați un cățeluș! Eu vă recomand pe Nera, în care am investit vreo 2000 de euro ca să o pun pe picioare și e foarte bine jucăușă, dacă vreți. O să fac un video cu ea. Trebuie să-i cumpăr ham și să o scol la plimbare. E super jucăușă. 6 de spade. Și lumea, distanță. Dar la distanță, wow! La distanță este steaua și soarele, destinul vostru, fericirea voastră. Dar este dincolo, dincolo de responsabilitățile zilnice, de conflictele astea prin care treceți. Azi, cineva vă inspiră la distanță, vă inspiră să vă bucurați de viață, să străluciți, poate nu ca ei, ca voi, ideea să străluciți ca voi, nu ca ei. Să vă puneți o dorință și să ardeți așa cu pasiune, să o împliniți. Ha.
vă duce acest portal 4-a 4-a, noroc pe impriză telefonul, sper să țină, că iar fac etapă lungă, dar nu vreau foarte lungă. Mai 6-6-6! 6 e numărul îndrăgostiților, dar e și numărul diavolului. Da. Mergeți către reciprocitate. Mergeți către relații în care oferiți și primiți. Primiți și oferiți. Interesant, la capătul setului de cărți, iau. Vai, vai, vai. E o nouă pasiune și dragoste, atracție și dragoste față de un personaj. Regina de monede poate să fie nouă de monede, da? Care își cunoaște valoarea. Ia uitați-o cum stă. Ce mândră sunt de mine, da? Ce mândră sunt de mine. Știu să fac atâtea lucruri, am reușit să-mi creez abundența mea. Sunt independentă. Și aici este multă pasiune, dar... Ia uitați cum se uită acest personaj către această dragoste, către această ființă atractivă și mândră și valoroasă. Cum se uită, da? E o separare între voi, clar. E o separare. Regina de cupe. Regele și regina de cupe. Ha. V-ați simțit, măi, cred că ați fost împreună, v-ați simțit o perioadă împreună, nu știu, v-ați simțit bine, ați avut o întâlnire, clar. Eu cred că v-ați întâlnit voi doi la un moment dat. Și ați rezonat din punct de vedere emoțional, regele și regina de cupe, de-aia apare 6 de cupe, da? Ați rezonat. Posibil să fie distanță, că tot am vorbit de distanță. Dar, interesant că acest portal vă cheamă la o călătorie în care trebuie să se rezolve această problemă a reciprocității. Unul poate da mai mult decât celălalt. Voi știți cine ce. Interesant că a apărut acest turn, această separare. Dar chiar dacă există separare între voi, pentru că separarea aduce împăcare cu 6 de cupe, împăcare și, repet, eliberarea de stresul ăsta pe care l-am tot văzut, și 5 de spade, și 7 de spade, acum 2 de spade, și luarea unui decizii. Decizia este să începești ceva nou. Am văzut și asul de monede, acum apare și asul de spade. Nu, de spade. Oh, probabil că o să apară. Asul de bâte și de cupe. Inspirație, pasiune, chef de viață, de dragoste, de emoții. Trebuie să vibrați, cu alte cuvinte, lângă persoane care își cunosc valoarea, care sunt stabile. Clarificăm 6 de cupe. 6 de cupe, am spus, poate să fie împăcare. Sunt multe. 6 de cupe. Clarificăm 6 de cupe pentru numărul 3. Iar să... domne, ok, hai. Și astea sunt multe, da. 6 de cupe. Cavalerul de monede. 9 de cupe. Cavalerul de spade, ok, accelerează, că așa nu se poate. Și regina de bâte. În primul și în primul rând, acest portal trebuie să vă aducă către dragoste față de voi înșivă. Cine o fi fost aici, în această poveste, că am văzut mult stres. Și o viață, 3 de monede, dați în urmă, da? O viață banală. Banal, dar în ce sens? Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Robotizată. Fără scântei, fără voie bună. Dacă vreți să mergeți înspre persoana aceea independentă, plină de... Da, care iese în evidență, strălucitoare, am văzut și 6 de bâte, am văzut și soarele, am văzut și steaua, da? Pe care o considerați
sufletul vostru pereche sau tot ce v-ați dorit, da? Dacă vreți să mergeți,